Potrivit unor surse politice, salariul minim brut ar putea crește chiar de la 1 decembrie la 2350 de lei pentru cei cu studii superioare și cu 15 ani vechime, urmând ca salariul minim brut pentru cei cu studii medii să fie majorat la 2050 de lei, dar de la 1 ianuarie 2019. Inițial, reprezentanții guvernului vroiau să aplice această creștere de la 1 noiembrie, însă patronatele au reacționat vehement și au spus că dacă se aplică această măsură într-un timp atât de scurt, companiile vor fi bulversate și nu vor avea bani pentru a da aceste salarii. Ordonanța de urgență care modifică Codul muncii este acum în proces de avizare și dacă se obțin avizele, va intra în ședința de guvern peste o săptămână. În prezent, salariul minim brut pe economie este de 1900 de lei. Conform noi creșteri, salariul minim net pentru românii cu studii medii va trece de la 1162 de lei la 1263 de lei. Deci, fiecare salariat care se încadrează la acest nivel va câștiga în plus aproape 100 de lei la salariu în mână. Din cei aproximativ 5 milioane de salariați din România, 1,5 milioane au astăzi salariul minim pe economie.